Crucea a trecut de FC Botoșani cu scorul de 1-0 în cadrul etapei a treia din play-out-ul Superligii. Jucătorii Bătrânei Doamne nu au mai ratat ocazia de a trece de moldoveni și au făcut-o când a contat cel mai mult, în play-out, unde punctele sunt prețioase. În urma acestui rezultat, arădenii sunt pe primul loc în play-out, au ajuns la cota 27 de puncte, la 10 lungimi de undă peste echipele ce trebuie să joace baraje pentru evitarea retrogradării. Nu vorbesc de joc, vreau să vorbesc de atmosfera pe care acești copii minunați au creat-o. Deci incredibil. Deci, ok, înțeleg, au venit, dar au venit și au strigat din primul minut. Ce din primul minut? Cred că erau cu o oră înainte, tot strigau. Cred că și acum tot strigă și pe drum ei tot îți la meci. Deci felicitări și la cei care au organizat, că n-a fost ușor. Mă mulțumesc că sunt fericit că am reușit să-i facem fericiți pe cei de acasă care au stat în fața televizorului, pe acești copii minunați care meritau chiar dacă noi a doua repriză am suferit. Așa la joc, o repriză, prima repriză bună, am controlat jocul, am reușit să înscrie, ne-am creat și alte ocazii, au avut Bara, care a fost o ezitare pe zona centrală, dar în rest eu cred că prima repriză a fost bună pentru noi. Nu e ușor cu echipă care de când a venit Andone joacă. Duelul singurelor echipe bănățene rămase în primele două eșaloane fotbalistice ale țării le-a dus față în față pe CSC Dumbrăvița și CSM Reșița. Echipa timișoană s-a impus la limită cu scorul de 1-0, după o reușită spectaculoasă a golgheterului Dragan Paulevici. În urma acestui rezultat, CSC Dumbrăvița a acumulat 26 de puncte, detașându-se la 12 de Unirea Deși, care a stat în această rundă și mai are prin urmare 5 jocuri față de 4 ale timișenilor. O execuție senzațională și vreau să felicit pe jucătorul gazdelor, pentru că astfel de execuții vezi mai rar. Un meci care l-am controlat, așa, dar fără foarte multe ocazii de a marca, iar care le-am avut, le-am ratat. Nu anunța nimic acest gol, adică să simțim ceva presiune, doar că a fost această execuție senzațională. Dar una peste alta vreau să felicit gazdele pentru dorință, pentru determinare, pentru dăruire. Ne doream să câștigăm această partidă, n-am reușit. Au avut șansă jucătorii care au jucat mai puțin și minute pe teren, dar păcat că plecăm fără punct sau puncte din cauza acestei execuții sau datorită pentru gazde acestei execuții. Una peste alta, un joc care nu meritam să-l pierdem, dar ăsta este fotbal. Două remize cu scorul de 1-1 în sezonul regulat între Poli Timișoara și FC Bihor au fost continuate cu un alt rezultat de egalitate, de această dată la scorul de 0-0. Rezultatul ar trebui să fie mulțumitor pentru Poli în contextul în care bănățenii au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 18, prin eliminarea lui Aurel Vlaicu. Poli l-a pierdut și pe Cristi Bărbuț, jucător cu peste 200 de meciuri în Liga 1, care s-a accidentat și a fost înlocuit. A fost confruntarea primelor clasate din seria a 8-a, iar meciurile dintre cele două echipe continuă cu două episoade din play-off, unul la Timișoara și unul la Oradea. Un meci greu pentru noi, pentru că eliminarea a schimbat clar planul nostru de joc și datele problemei. E clar că s-a trecut la alt registru. Din punctul nostru de vedere am făcut o partidă foarte bună defensivă. Ofensiv era clar că nu putem să emitem mari pretenții, dar băieții, mai ales repriza a doua, eu zic că au fost foarte ordonați, am ținut foarte bine. Cred că Bihor a fost mai periculos în primele minute și în prima repriză decât în a doua. A doua cred că am fost mai echilibrați, am stat bine în teren, am fost disciplinați, iar efortul băieților, din punctul meu de vedere, ca orice antrenor care joacă în 10, scoate un rezultat bun, merită toată lauda mea și efortul a fost considerabil. Sigur că suntem nemulțumiți de rezultat, pentru că ne-am fi dorit să câștigăm, pentru că am avut un joc, zic eu, în mâna noastră. Din minutul 1 cred că am fost o singură echipă care am ținut frâul jocului și am dus liniile sus, dar sigur că nu tot timpul este așa cum ne dorim noi. Important e că nu am pierdut. Până la urmă avem încă timp suficient să punem la punct și să reglăm câteva din automatismele și aspectele jocului ofensiv, pentru că acolo sigur că am suferit astăzi, dar una peste alta eu cred că nu putem decât să felicităm jucătorii că au încercat, au făcut efort foarte mare, dar sigur că cu mai multă luciditate și cu mai multă încredere
puteam să înscriem, pentru că eu zic că prima repriză ne-am creat 2-3 ocazii, am avut și 2 bări. CSC Peciu-Nou a învins-o pe CS Phoenix Buziaș la scor de neprezentare. S-au întâlnit învinsele în deplasare din runda trecută, prima a grupei 1 valorice în Liga 3-a, iar verzii mai bine clasați ai Peciului Nou s-au reabilitat cu vârf și îndesat după eșecurile legate pe Electrica în fața poliștilor, pe când buzieșenii au suferit al doilea eșec succesiv la 3 goluri deficit în faza play-off după recentul 4-1 de la Oradea. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Noi veneam după 2 meciuri în care am pierdut cu Poli Timișoara, 2 meciuri în care ne-a ridicat la înălțimea așteptărilor. Am fost de multe ori și uneori peste ei în meciurile pe care am disputat contra lor. Însă astăzi am avut un meci, ca să spun așa, în care mi-a fost puțin teamă, pentru că am avut niște jucători care n-au putut juca. Și mă bucur că cei care au intrat în locul lor și-au făcut datoria cu brio. Și țin să-i felicit pe această cale. Astăzi e zi de sărbătoare în familia Utei. Antrenorul Mircea Rednic împlinește 62 de ani. Este important de precizat că în fiecare săptămână stadionul Francisc Neumann este vizitat de grupuri organizate de copii. De ziua lui Mircea Rednic, copiii care au vizitat arena i-au făcut o surpriză lui Mircea Rednic și i-au cântat la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, fericiți să trăiți! La mulți ani, Anița! Vă dau Dumnezeu să vă facă și fericire! Așa, o mică surpriză! Performanță de excepție pentru echipa de basket feminin a Aradului. Basketbalistele din Arad au câștigat meciul cu numărul 3 al semifinalei cu Sepsis Sfântul Gheorghe în deplasare cu 72-63 și după 2 ani va juca din nou cu trofeul pe masă. Până la urmă, meciul cu numărul 2 al semifinalei, cel de la Arad, s-a dovedit un accident pentru sportive care au strâns din nou admirabil rândurile și s-au impus pentru a doua oară în 10 zile în Sepsi Arena. Decizia Comisiei de Disciplină de a suspenda accesul spectatorilor la meciurile de acasă ale Utei a rămas menținută și la recurs. Astfel, partida de vineri de la ora 17:30 dintre UTA și FC Hermannstadt se va juca doar cu copii în tribune. Dezamăgirea a fost evidentă în tabăra arădeană. Mircea Rednic, sperând ca de ziua sa, atunci când s-a judecat speța, decizia să fie în favoarea echipei sale. Nu există înțelegere. Suntem așa. În punctul ăsta de vedere, nu decidem spre binele fotbalului, că toată lumea face eforturi. Păi s-a făcut stadionul ăsta, cât ați așteptat să aveți un stadion? Eforturi financiare pe care le-a făcut orașul, că nu a fost făcut cu CNI-ul, mi se pare asta, nu? Orașul, primărie. Și când ai stadion, n-ai posibilitatea să joci cu suporteri. Două echipe de tradiție, două echipe cu suporteri. Și ați văzut că noi meciurile de acasă, noi parcă un singur meci am pierdut din 13 partide jucate. Foarte important pentru noi. Sigur că la ultimul meci a fost o atmosferă creată de copii. A fost superb, deci a fost superb, dar deja am avut o etapă. N-am fost echipa care am organizat acest meci. Mă întreb jandarmii, de ce mai avem jandarmi?